Am primit de la prietena mea din America o mostră de mascara, era să zic rimel, de la Chanel și am zis că e atât de interesant încât va trebui să filmez momentul în care voi testa acest sample. Când m-am machiat Roxana, am văzut că ea a făcut așa. Și n-a fost primul make-up artist care să facă chestia asta. Voi cum vă aplicați rimelul? Pe partea de jos a genelor superioare sau pe partea de sus sau peste tot? Eu am genele foarte lungi din punctul meu de vedere. Și mi se pare că dacă dau și sus pe ele, le încarc mult prea tare și se alungesc prea mult. Să dăm și jos. Și pe nas. Nu se vede chiar așa de bine în oglinda, în telefonul ăsta și oglinda un pic mai departe. Da, arată fain. Chiar mișto. Chestia e că o să mă țină mult și bine, că nu-i doar pentru o aplicare, cum am crezut eu. Îl simt destul de greu. Asta e numărul 10, negru, noir. Și mi se pare foarte tare că Chanel, fiind un brand francez, am primit o mostră din America. Și mai am de la Chanel parfumerul ăsta Coco Mademoiselle, care îmi place foarte, foarte mult și l-am folosit de câteva ori și uite cât mai am.